Pentru a celebra ora Pământului la oaltă cu miliarde de locuitori ai planetei noastre, Asociația Tinerii și Viitorul din Galați a organizat sâmbătă seara în Parcul Eminescu o lansare de lampioane între orele 20:30 și 21:30. Păcat însă că vremea a fost potrivnică, dar asta nu i-a descurajat. Cu dificultate au reușit să înalțe mai multe lampioane, cărora însă nu le-au putut admira ascensiunea lină, căci vântul le-a îndepărtat cu repeziciune și multe s-au oprit printre crengile copacilor din parc. Organizatorii anunțaseră că iluminatul public stradal va fi întrerupt în intervalul orar menționat, dar promisiunea nu s-a materializat. De altfel, în ora Pământului au strălucit până și firmele luminoase de pe un mare magazin situat în fața parcului Eminescu. Nici în apartamentele gălățenilor n-a fost întuneric sau măcar semi-obscuritate în ora în care miliarde de locuitori ai Pământului au stins lumina pentru a demonstra că sunt solidari, inclusiv pentru o cauză în folosul generațiilor viitoare. Campania Ora Pământului are ca scop educarea populației în spiritul economisirii resurselor energetice ale planetei, mai exact a populațiilor receptive la orice formă de educație. Acțiunea de responsabilitate socială Ora Pământului a fost inițiată în anul 2007 de organizația ecologistă World Wide Fund for Nature. În 2012, locuitorii a numai puțin de 6.950 de orașe de pe glob și-au dovedit responsabilitatea socială, stingând lumina pentru o oră.